1910, la al doilea salon internațional de aeronautică de la Paris, a fost expusă o ciudată mașină de zbor. Ea se caracteriza printr-o deosebită originalitate. Nu avea elice, fiind acționată de un motoreactor. Era primul avion cu reacție din lume. Îl inventase și îl construise inginerul român Henri Coandă, pe atunci în vârstă de 24 de ani, devansând construcția avioanelor cu reacție cu 30 de ani. Cu prilejul primului zbor aeroreactiv din lume, efectuat de Coandă cu avionul său în 1910, inventatorul a observat un fenomen necunoscut, pe care marele aerodinamician Theodor von Karman l-a denumit efectul Coandă. După numeroase experimentări, Coandă a brevetat descoperirea sa în 1934 sub titlul Procedeu de deviere a unui fluid în alt fluid. Ce reprezintă acest procedeu? Să privim un canal dreptunghiular din care este evacuat în atmosferă sub forma unui jet subțire un fluid oarecare. Dacă apropiem de una din fețele jetului un volet Coandă, se constată că jetul deviază de la direcția inițială, aderând la profilul voletului. Explicația fenomenului este următoarea. După ieșirea din canal, jetul antrenează particulele mediului ambient. Apropiind de una din fețele jetului un volet Coandă, particulele dintre volet și jet sunt absorbite. Se creează astfel o zonă de presionare care va provoca devierea jetului în direcția voletului. Datorită devierii jetului, crește debitul de fluid antrenat din mediul ambient și implicit se accelerează curentul în interiorul canalului. Diferența presiunilor pe cele două fețe ale voletului determină apariția unor forțe a căror rezultantă solicită voletul în direcția indicată, având semnificația unei portanțe. Ansamblul acestor particularități conferă efectului Coandă o largă aplicabilitate practică în tehnică. În țara noastră, efectul Coandă a fost studiat de doctor inginer Constantin Teodorescu Țintea, care a inventat turbina cu palete depresive. Această turbină transformă energia cinetică a gazelor în energie mecanică pe baza efectului Coandă. Turbina are mari perspective de aplicație în aviație și energetică. O altă invenție a inginerului Teodorescu Țintea, în colaborare cu doctor inginer Eufimie Moisei, o constituie amortizoarele cu efect Coandă pentru atenuarea zgomotelor produse de motoarele cu reacție, instalațiile industriale și motoarele auto. Amortizoarele sunt menite să protejeze omul de traumatismele sonore la care îl supune epoca modernă. Cercetări aprofundate în acest sens a făcut însuși Henri Coandă, care pe baza efectului ce-i poartă numele, a realizat numeroase invenții, printre care și aerodina lenticulară, denumită uzual farfurie zburătoare. Mulți specialiști spun că aerodinele reprezintă viitorul aviației. Ele au o formă semilenticulară, pot decola și ateriza pe verticală și zboară cu viteze supersonice. Autentic pionier, Henri Coandă rămâne omul de geniu care are mereu un avans de 30 de ani. Pentru marile sale creații, UNESCO i-a decernat în 1965 o înaltă distinție. Cu prilejul împlinirii vârstei de 81 de ani, aducem eminentului om de știință român omagiile noastre și urăm sănătate și noi succese în activitatea creatoare.